am găsit, doamnelor și domnilor, la intrare liberă, la 5 ani de la Moromeții 2. Regizorul Stere Gulea vine cu al treilea lungmetraj al seriei. Tocmai s-au încheiat filmările la Moromeții 3. Și această familie îndrăgită a literaturii române, cu acest erou inclasabil, Ilie Moromete, cu o categorie morală pe care ne-a lăsat-o Marin Preda, moromețianismul, iată, care acum și un ciclu cinematografic. Mă bucur să iau astăzi în studio pe regizorul Stere Gulea, pe actorii Olimpia Melinte și Alex Călin, pe regizorul Tudor Giurgiu și Oana Soare, istoric literar. Am zis că să întărim echipa și cu un om din zona literară, pentru că din ce am citit, din ce comunicate de presă s-au dat până acum, de fapt, miza e tânărul Preda, Niculae. Ce o să vedem în filmul ăsta? Ce parte din viața lui Marin Preda și din geneza moromeților? Da, este perioada în care el dăduse novela Desfășurarea, care a fost un fel de, hai să spunem, pact al lui cu regimul. După ce a avusese, da, după ce avusese contre destul de periculoase. Așa, între ori o ia și merge mai departe cu să rămână cu regimul, ori încearcă să scrie ceea ce își dorea. Deci cam asta este momentul. 32-33 de ani. Când și trăiește periculos din punct de vedere sentimental. Eu mă întreb, în cinematografia noastră, câte figuri dintre astea literare avem, cum să spun, aduse în fața publicului într-un film de largă respirație? Cred că nu prea. Eu cred că nu găsim. Cred că e singura. În zona muzicii, Ciprian Porumbescu, nu, da, zona literară, nu. Nu cred. Cred că e singurul exemplu. Bine, vorbim și de o trilogie, lucru care iar în filmul românesc s-a făcut mai rar și mi se pare un proiect ambițios care, îi spuneam și domnului Gulea la început, pe mine ce m-a interesat foarte mult la povestea asta e, trecând de biografia lui Preda, sunt anii aceia, anii 50, care sunt total necunoscuți sau în mare parte necunoscut generației mele. Noi n-am citit, n-am studiat, bine, am citit după aia, dar la școală nu s-a studiat. Și o perioadă complicată pentru, tocmai din punctul de vedere a relației între intelectualitate, oameni de cultură, cu puterea, cu regimul, compromisul, se întâmplau lucruri îngrozitoare în vremea. Listele de cărți interzise, autori interziși, marea tradiție interbelică, da, mutilată, erau ani foarte, foarte complicați. Alex Călin, tu ești tânărul Preda. Rolul tău ce a presupus? Mă gândesc că e Preda acelor ani despre care vorbea domnul Gulea, un tip scindat sau în fine măcinat de raporturile cu puterea, de onestitatea față de scrisul lui? Da, am plecat pe... În primul rând nu știam foarte multe despre anii aia. Și asta a fost destul de important să aflăm. Și domnul Gulea a fost pentru noi, pe lângă faptul că ne-a dat o bibliotecă de cărți, de citit și scrisori și memorii și povestiri și novele. Și pe unele le citisem în liceu, cum le citești, dar treci altfel prin ele față de acum când cauți anumite lucruri care să spună ceva despre vremurile respective, să spună ceva despre omul din spate, de ce a ales să scrie anumite chestii așa și altfel, alte chestii. Și mai mult de atât, faptul că ne-a povestit foarte multe lucruri despre perioada aia și
este, cum să zic, personajul Nicolae Moromete, simt că este împărțit în niște capitole, așa, care într-adevăr se întrepătrund, cu una dintre ele viața lui intimă, amoroasă. Una este partea asta de universul lui, de scriitor și așa, care ambițiile lui și provocările care cu care se întâlnește pe parcursul ăsta sunt destul de... Adică era important să înțelegem contextul social și politic ca să putem să înțelegem prin ce trebuia să treacă un scriitor ca să ajungă să scrie ceva ce lui făcea plăcere sau să scrie ceva ce trebuia valid, să scrie. Din punct de vedere artistic. Acum, domnule Gulea, rămăsese Moromeții 2, că m-am uitat aseară din nou la film, la primele lui încercări literare ale lui Bun Nicolae, da, Marin, da, Preda, da, cel tânăr, cu primele proze publicate în Timpul, în suplimentul literar Popasuri, unde fusese adus de Geo Dumitrescu, nu îl știm, din așa numita generație pierdută, și unde se încheagă câteva prietenii. Deci probabil că acum mergeți mai sondați și lumea asta literară? Da, păi el rămâne totuși universul lui. Asta este. Deci prieteniile pe care le-a închegat atunci au rămas pentru mult timp aceleași. Era o, cum să spun, un grup la stânga, mentorul sau era Miron Radu Paraschivescu, după aceea și politic și istoric, nu, lucrurile s-au schimbat, s-a instalat regimul comunist, ei au mers mai departe, inclusiv el. Sigur, el, rămânând scriitor, dar influențele mediului în care trăia erau inevitabile. Deci, mai mult sau mai puțin, el, fără să aibă opțiuni clare, clar definite, era totuși de stânga. Pentru că venea din... Da, de unde venea? Faptul de... Da, pentru că vorbise venea... viața grea. Era, era sărac, nu? Mm. Deci era normal, într-un fel, să adere la promisiuni. Că, de fapt, era vorba despre promisiuni, mai mult decât... Dar, cu firea lui sceptică și circumspectă, și-a dat destul de repede seama cam cum stau lucrurile și fără să declare, că era foarte prudent și era normal să fie prudent pentru că o pățeai, nu-și declara prea deschis opțiunile și gândurile. Adevărul e că în viața ca o pradă sunt niște pagini frisonante despre momentele foarte grele ale începuturilor, când practic nu avea ce să mănânce, locuia în niște camere neîncălzite cu 4-5 co-locatari. O să le vedeți în film. Da? Da. Și ce e interesant, că până la urmă el povestește un lucru care, printre altele, povestește cum a scris una dintre povestiri pe locul unde este astăzi Intercontinentalul sau Teatrul Național, era în timpul războiului și era vrește pe acolo și a scris sub cerul liber și în toată atmosfera aia, a scris o poveste, nu mai știu care dintre ele, așa, iar o altă dată povestește că într-o noapte a mers cu tramvaiul de la un cap la altul toată noaptea pentru că n-avea unde să stea. Și era foarte frig. Da, deci cam despre asta este vorba.
Da. Noi am putut să filmăm o scenă pentru că domnul Steregulea a avut amabilitatea să ne permită să venim pe platoul de filmare. Era o scenă la Uniunea Scriitorilor în care tânărul Preda era înfierat. Ca să vedem exact cum era parcursul până la succesul nebun al Moromeților 1 din anii 50, nu? Moromeții 55. Da, în toamna lui 55. Preda publicase un volum foarte bun de proză scurtă, Întâlnirea din Pământuri, în 48, cu multe din bucățile astea apărute în timpul, verificate și la cenacrul lui Lovinescu, dar care e receptat ca nesatisfăcător din punct de vedere ideologic. Așa este. După care are niște mici cedări, că se vede, mi se pare că e chiar treptat. Mă refer la 1949, Ana Roșculeț, o nuvelă, și apoi o nuvelă de mai mare dimensiune în 52, Desfășurare. Desfășurare, acest termen abstract și, în fine, opac la prima vedere, fiind chiar înscrierea la colectiv. Era vorba despre colectivizare acolo și despre, dacă vrem o privire mai, un pic mai largă, despre lupta de putere, de fapt, și despre, în subsidiar, și despre natura umană. Și mă întrebam, Tudor, pentru că vorbeai despre anii ăștia 50 pe care nu-i știm, și Olimpia, și Alex, și noi toți am revenit un pic la care era atmosfera acelor ani. Asta să fie una dintre mizele filmului, pentru că una eu o văd din start că e această mitologie a lui Preda, nu? Pentru că e o figură ultra cunoscută, care încă interesează, încă fascinează. A fost centenarul lui anul trecut. E citit, se scrie în continuare. Adică e și un film istoric? Sau? Fără discuție. Fără discuție. Mie mi se pare că va fi o miză importantă pentru cei foarte tineri, care, din nou, câteodată văd și pe fiul meu cel mare. Nu citesc. E o generație care se alimentează nu din YouTube. Și de asta spun, filmul ăsta poate, dacă îl vor vedea, vor înțelege drama unor oameni care aveau o poziție, aveau un statut social, aveau, nu vorbim de privilegii, aveau o viață normală și mâine sau poimâine erai dat afară din casă, n-aveai unde să dormi, mergeai cu tramvaiul, erai hăituit, urmărit. Și lucrul ăsta se vede bine de tot în film. Adică mi se pare un film care pune extrem de bine, e o reconstituire, sigur, în parametrii unui buget chinuit și vai de capul lui, dar cred că ce a reușit echipa de creație să facă e nemaipomenit în parametrii ăștia, de a recrea o nu doar o felie de București, ci și o stare de frică, de sentimentul ăsta că puteai fi găsit, puteai fi imediat tras pe linie moartă. De aici și dilemele interioare, ale, nu doar ale lui Preda Niculae, ci și altor personaje care o să le vedeți în film. Pe care o să le vedeți în film. Ce îi se reproșa acolo la ședința aia, domnule Gulea? De-am filmat-o noi. Ce nu îi se reproșa? Ia, că știa Alex mai bine textul. O să vă zic că domnul Gulea, că dânsul a scris-o. Că erau și termenii aia de lemn. Da, deși m-a chinuit mult secvența asta, pentru că nu vroiam să o scriu, că nu-mi plăcea. Dar ce bine că a spus. Deci nu-mi plăcea ideea de a face o secvență de ședință de asta, plicticoase. Dar era inevitabil, era inconturnabilă. N-aveai cum, dacă vorbești despre epoca asta, n-aveai cum să eviți așa ceva, pentru că era cutumă. Deci, până la urmă, într-un fel sau altul, ajungeai la judecata asta. Și acolo se dezvăluiau, de fapt, și caracterele. Deci, așa zisele prietenii,
care nu, dintr-o dată nu mai erau prietenii, ci deveneau dușmănii și reglări de conturi, acuzări și așa mai departe. Deci asta e cu acea ședință pe care, într-un fel, am și dinamitat-o cu o intervenție sau două care ne-a amuzat în timp ce repetam la repetiții, că spuneam tot timpul, băi, mi-e de groază, nu știu cum o să fac secvența asta, că o urăsc. Și până la urmă am găsit o soluție ca să o dinamitez, adică, să o ridiculizez. Adică intervenții care desolemnizau, de... De la toată asta, de fierare, așa, se ridică unul sărac, uitat de vreme și de asta, și zice că vorbește despre vremurile lui, că să se ducă să vadă cum se muncește pe șantier la Agnita Botor, care trecuseră 10 ani. Deci, mai trimite cineva oameni aceste pe șantier, idealuri Nikita, nu? Ridicole și așa, întristătoare, într-un fel. Despre asta este vorba. Adică, mize pe viață și pe moarte, destine care se decid acolo și după un timp sunt ridicole, sunt... Adică ne dăm seama de ce înseamnă era să... Era un cote kafkian, da, al timpului ăla. Oana Soare, tu știi mai bine exact ce i s-a... Da. Ce spunea critica și ce a scris presa atunci. Și da. cum a fost cedarea asta al lui Preda, pas cu pas? Da, în primul rând am citit și eu diferite știri despre Moromeții 3 și din câte am înțeles, dumneavoastră acum, practic, plecați în căutarea autorului Moromeților, a tânărului Preda și a practica parcursului lui până apare în 1955 Moromeții. Și într-adevăr un moment semnificativ este acesta al practic, să zicem, al anilor 48-49, când cumva soarta lui putea să fie foarte să vireze într-un mod foarte neplăcut pentru autor. Pentru că trebuie spus că Preda a avut parte de o primire deloc prietenoasă în câmpul literar. Odată cu 48, cu volumul din 48, Întâlnirea din Pământuri, care după critica literară ar fi practic unul dintre cele mai reușite ale lui Preda, are parte de cronici complet negative din partea unor critici care îi vor deveni prieteni, de tipul Cromănișanu, și care erau prieteni. Chiar dar care Dumitrescu, care efectiv, l-a lansat, a scris ceva, nu-ți vine să crezi. La cealaltă. Deocamdată la Întâlnirea din Pământul, Cromălnicianu, deci prietenului Cromălnicianu, sau nu știu dacă erau încă prieteni atunci, dar oricum... Nu erau încă. Practic era obligatoriu să spui, să acuzi acest volum de naturalism. Da. Ceea ce a fi în anii, în 1948, acuzat de naturalism, era foarte grav. Risca interdicția semnătură, de fapt. Bun, asta îi se întâmplă lui Preda. Singurul care nu scrie negativ este culmea. Un personaj care va deveni foarte important pentru Preda în anii următori, și anume Petru Dumitriu, care e cumva rivalul său literar, dacă vrem. După lovitura asta foarte puternică, care pe Preda, eu cred că l-a destabilizat serios, la sugestia lui Paul Georgescu să se reabiliteze, el scrie aceasta Ana Roșculeț, acuzată și ea de naturalism. Problema este că Preda nu era un scriitor care să învețe foarte repede regulile mimetismului literar. El nu știa practic să... și poate nici nu vroia, de fapt. Poate era un Ilie Moromete, să spunem. Poate chiar nu vroia să îmbrace haina realismului socialist și celelalte. Bun.
că e una, că e alta, că pur și simplu nu știa încă să nu stăpânea regulile realismului sovietic, că nu vroia să și le însușească deocamdată. Mai degrabă, tot timpul și-a negociat libertatea exact. Artistică. El scrie Ana Roșculeț, unde practic nu respectă canonul. Și novela asta a avut parte de a suscitat într-adevăr înfierarea lui Preda într-o manieră astăzi rizibilă. Țin minte că chiar Geo Dumitrescu a fost unul dintre cei care au scris împotrivă, arată foarte mult cum erau relațiile între scriitori și cum se puteau ele schimba. Deci, una efectiv, era la masă, una era în presă. Chiar Geo Dumitrescu și chiar, și aici fac legătură și spre Nina Casian, chiar Ali Ștefănescu, soțul Ninei Casian, scriu împotriva acestei novele. Ceea ce e normal din partea lui Ali Ștefănescu. Cred că era o reglare de conturi acolo clar. Nu, când au devenit amanți Nina Casian? În perioada 49. S-au cunoscut atunci, nu? Mai întâi s-au văzut și apoi au început o relație niște Ninei, cam așa, cam 49, când el scria la nefericita aia de Ana Roșculeț, au început, hai să zicem așa, ochiadele, dar nu încă nu. 53. Da. Bine, acum ca să înțeleagă, Olimpia Amenită e în film... Intră în rol, da. Nina Casian. Așa, Oana. Da, și deci în 49 este procesul ăsta împotriva Anei Roșculeț, acuzată tot de naturalism, și Ana Roșculeț. Ana Roșculeț fiind o femeie analfabetă, exact, venită de la țară. Exact. Nu de la țară. Nu e de la țară. Venită de la țară, dar trecută a fost victima violenței domestice, care se emancipează și care înțelege că n-are nevoie de niciun bărbat sau de după modelul, aici e foarte simpatic, modelul inspirator e un film sovietic, nu, o eroină de film sovietic, care devine model, totul era sovietic. Da, dar un model practic, își dă seama că ce vede pe ecran se poate întâmpla și în viața ei. Eu, că mi se pare că e actual, l-am putea aduce în actualitate. Și dacă o citești deliberat de context, pare chiar subversiv la un moment dat. Că e, da, eroina este acuzată că de fapt are atitudini mic burgheze. Asta e unul dintre capetele de acuzare din epocă și apoi că novela este naturalistă. De ce era naturalistă? Pentru că, de fapt, nu este o figură tipică. Aceasta Ana Roșculeț este, de fapt, o figură marginală și nereprezentativă pentru clasa muncitoare. Procesul merge până la a trimite, mă rog, a înscena o discuție cu o muncitoare într-o filatură care spune că ea nu se regăsește în această novelă. Și, făcea parte din arsenalul atacurilor din epocă. Era o practică. Deci era, bineînțeles că nu exista nicio muncitoare cu care să dus o intervieve, pur și simplu se confecționau în redacție astfel de înfierări, să spunem. Deci ăsta a fost un episod, iarăși, care pe tânărul Preda risca să-l destabilizeze puternic și pe acest filon, în 1952, se reabilitează cumva cu desfășurarea. Deci cam asta ar fi, să zicem, parcursul accidentat și cu destule sincope între 48 și 52. După care nu se încheie chiar așa ușor lucrurile, pentru că e și un proces de creație foarte complicat cu Moromeții 1. Care era deja scris, nu? Că dacă îl publică în 55 și el spune că l-a ținut în sertar vreo 4 ani. Era scris, adică... Se spune că exista acest manuscris de 210 pagini pe care l-a salvat Aurora Cornu de la anonimat. De la alți 10 de ani în sertar. După care Preda însuși mărturisește că și-a mai luat un sejur la Sinaia, unde era sigur că a durat, caselor de creație. Așa, și și-a desăvârșit manuscrisul în 55. Era deja redactor la Viața Românească, spune el, mi-am luat un concediu mai lung, m-am dus la Sinaia, de astea date la Pelișor. Nina Casian vorbește chiar despre faptul că a stat și nu-i plăcea în camera reginei, nu? Da, era o viață totuși. Da. Acum să vorbească și Nina Casian. Stați puțin. Ea e foarte atașată de Nina Casian, să știți. Am descoperit-o și m-a surprins foarte tare, sigur. Olimpia e foarte atașată. A trebuit să mă lupt cu ea să nu fie așa de atașată.
Ne-am luptat foarte mult, dar eu cred că am reușit să facem un lucru bun împreună. Pentru că începutul... În orice caz, mai învins, cum să spun, misoginismul. Da. Cu asta m-am luptat la început, când am primit scenariu și... Misoginismul cui? Misoginismul... Lui Gulea. Lui Gulea. Aș fi spus al epocii eu, pentru că încercam să... Dar da, pentru că era o schiță, o schemă foarte frumoasă a relațiilor, dar nu se mergea deloc în profunzim. Și pe mine m-a interesat tocmai să sondez acolo unde simțeam eu că ea rezonează cu Preda și citindu-i jurnalele mi-am dat seama că n-a fost așa doar o iubire, o cochetărie, o treabă trecătoare, ci ceva mult mai adânc. La Nina toate lucrurile erau foarte serioase în materie... Nu cred că toate lucrurile. Nu. Nu. Și nu cred că toate lucrurile. Cred că a avut niște iubiri în viața ei destul de lungă, zic eu, care au marcat-o profund, iar cea cu Marin a fost realmente una care a destabilizat-o și care a și maturizat-o, cred eu. Episoadele apar în Memoria Cazestre, memoriile ei publicate după 2000. Eu nu știu dacă apar și din varianta lui Preda în jurnal, domnule Gulea? Nu. 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 Apare ceva. Nu, pentru că el, de fapt, jurnalul lui Marin Preda este strict legat de episodul... despărțirii de Aurora, care a lăsat urme foarte adânci până la spitalizare. Adică a fost de fapt marea lui iubire. Foarte interesantă această poveste de dragoste. Cu totul și cu totul am cunoscut și cunoscut-o pe Aurora. Aproape. După ce am terminat Moromeții 2, l-am rugat pe Tudor și m-am dus, i-am spus vreau să mă duc să o cunosc, să stau de vorbă cu ea. Și am fost și am intervievat, am stat de vorbă și mi-am dat seama, chiar cu atâția ani trecuseră, de povestea asta. Deci, ea a început, deci, povestea de dragoste. Ea, la un moment dat, nu vroia să fie numai nevasta lui Preda și a scris, el era nu știu unde plecat, i-a lăsat bilet, Marine, am plecat. Scurt. Și după 30 de ani, se întoarce la București, Marin încă trăia, așa, și zice, Marine, am venit. Cam așa sunt copercile acestei povești despre care Preda spune în jurnal, nu știu dacă m-a iubit ca om sau m-a iubit ca scriitor. Deci apare și povestea asta cu Aurora Cornu în filmul acesta. Da. Și cel mai important, faptul că relația cu Aurora, mă rog, au spus asta și Marin Preda, dar și Aurora Cornu, că li se pare că cel mai important din relația lor e acest copil care reprezintă Moromeții. Adică ea l-a convins, practic, pe Marin Preda să o... E și mărturia lui. Deci tinde către relația, tinde către acest moment. Întărește, nu e doar o poveste. Nu e doar a ei, e și a lui. Nu, și el spune lucrul ăsta în două rânduri, ceea ce... Bine, el era un om extrem de onest și când trebuie să spună un lucru care trebuie spus, îl spune. Chiar dacă e împotriva lui uneori, îl spune. Asta mi se pare interesant, adică e o latură iar destul de prezentă în film. Apropo de îndoielile, adică am putut să-mi imaginez cum e să trăiești în regimul ăla în care nu-ți dai seama exact sau îți dai seama ce trebuie să scrii și te îndepărtează de la, cum să zic, de la tine, dacă ajungi să scrii doar ce trebuie să scrii. Și evident că vine cu o groază de îndoieli și practic avea îndoielile astea despre Moromeții pe care le avea acolo, dar credea că n-ar putea să intereseze pe nimeni viața unei familii de țărani, inspirată într-adevăr din viața, din universul din care venea el. Dar, adică mi se pare că
și este destul de, destul de prezent și în relația cu Aurora și în relația cu prietenii lui din gașca de scriitor, ca să zic așa, și cu Vera Solomon, pe care o interpretează Olimpia. Adică sunt niște, până la urmă, sunt niște tineri toți, sunt undeva în jur de 30 ceva de ani, mă rog, Aurora era mai mică. Și mi se pare că sunt, adică am putut să fac și comparația asta, apropo de, ok, nu mai trăim noi în vremurile alea, dar până la urmă conștiința unui artist și ceea ce îți dorești să faci tu ca artist există, mi se pare că indiferent de, într-adevăr, este mulată pe contextul social și politic în care trăiești. Dar mi se pare că sunt niște preocupări pe care le ai dacă ai un tip de, nu știu, dacă încerci să fii ancorat în contextul social în care trăiești. Și există aceste discuții, na, și m-am bucurat foarte mult să regăsesc asta în scenariu, că mi se pare că face viu și cumva poți să înțelegi, apropo de ce zicea Tudor, poți să înțelegi mai ușor contextul decât, nu știu, făcând un documentar despre vremurile alea. Adică punând așa în relații și în relațiile dintre oameni și în dialog. Și cine o joacă? Cine o interpretează pe Aurora Cornu? Asta voiam să zic. Marea Bugarii, care n-a putut și azi cu noi. Avea un program filmări. Da. Care a debutat, și în Moromeții 2 a fost. Cred că a debutat în Metronom. Da. Al lui Alexandru Vezi. Are trăsături, deci, da, care atât la Aurora, da, cât și la Vera, am făcut casting destul de mult, pentru că de fapt îl căutam pe Nicolae, până a venit Alex. A durat ceva. Și ce căutați? Iertați-mă, fac o paranteză. Cum trebuia să arate tânărul Preda? Ce vă trebuia? Foarte greu de definit. O privire, o foarte greu de definit, tipului... pentru că până la urmă, chiar dacă ziceai, dom'le, nu vreau să fac, nu fac un film biografic al lui Marin Preda, în subconștient, el era undeva, te urmărea și aveai tipologic sau anumite date ale lui care sunt cunoscute, le căutai. Deci, sigur că e foarte greu de spus așa. Dar, până la urmă, de fapt, căutai interpretul care să-ți dea sentimentul că va aduce personajul pe care îl cauți. Așa a fost, deci, cu fetele, că eu așa le spun. Cu Aurora, cum a fost și cu Nina. A fost, adică le-am chemat la casting așa, ca să am acoperire. De fapt, ele erau distribuite. Pentru că Mara, o văzusem în filmul de care am vorbit, despre care am vorbit, și am fost convins, adică credeam că o să găsesc greu un tip de interpret pentru Aurora. Da, pe Ioana, pe sora ei, ați folosit-o? Pe Ioana, pe sora ei în Moromeții 2. Da, Ioana a fost la Moromeții 2. Aproape gemene. M-am axat pe familia Bugarin, după cum vedeți. Familia Moromeții cu familia Bugarin. Da, și... deci, fetele le-am avut în cap de înainte de asta. Cu Alex a fost mai greu, că nu știam. Și aici eu v-am mai întrebat, n-aveți un răspuns în fine clar. Când vă gândeați la Nina, căutați o actriță foarte frumoasă? Noi știm, în fine, cum arăta Nina, faima ei, profilul dantesc. Aici Olimpia e foarte, foarte frumoasă. Da, ero? Da, nu, fiecare cu defectele lui, acum ce să spunem. Trebuia să-i facem un alt nas. Eu am propus asta. Sunt constrângerile unei dramaturgii, nu? Până la urmă, dincolo de toate vorbele, de toate teoriile, dramaturgia are și constrângerile ei. Eu am vrut să creez totuși un film, niște povești, niște personaje în care o fată frumoasă, de ce nu?
Da. Ce n-are drept de existență. Și ce sursă documentară ați folosit pentru anii ăștia de tinerețe? Ale lui Preda sau... Da, am citit, bun, jurnalul și alte lucruri de ale lui, dar am citit și alt, mult, cât am putut, din epocă, deci ce era demn de creditat, ca să zic așa. Vreau să vă spun un lucru. Mult m-au influențat jurnalele și cărțile de ce se întâmpla în Uniunea Sovietică. Pentru că de acolo e o literatură extrem de bogată și ce s-a trăit acolo, chiar dacă în mic, puteai să-ți dai seama că se trăia și la noi. Mi-a redat, citind, deci Pasternak, Solzhenitsyn, vreau să spun mărturiile lor despre toată Odiseea cu Dr. Jivago, de exemplu, sau Solzhenitsyn, sau Mandelstam, Nadejda, îți dădea sentimentul de o viață dură, periculoasă, dar viață. Ce mă frământa cel mai mult era ca filmul să arate viața din anii 50. Traseele ideologice sterpe și plicticoase. Dacă asta s-a reușit cumva în ceea ce am filmat, aș fi tare bucuros. Viața, adică ceva care să simți, din cauza asta am adus interprete, chiar dacă poți să spui că, domne, le-ai ales că sunt frumoase, da, dar în același timp și foarte bune actrițe, adică să simți actorul care până la urmă transmite și relațiile. Asta a fost, dacă am avut o plăcere filmând, a fost relația care s-a stabilit între acești trei personaje. Alex cu cele două iubiri ale lui. Da, de fapt, da, într-adevăr, e un trio foarte interesant și pentru că mă simt așa foarte, foarte ciudat gândindu-mă că am în față actorii care joacă niște personaje, niște scriitori, de fapt. Mă interesează foarte mult cum se vă raportați fiecare dintre voi la Nina Casian, respectiv Marin Preda, adică cum percepe un actor tipul ăsta de rol? Și eu voiam să știu dacă Nina are și dileme etice sau conjugale în relația asta cu Preda. Da. Mai puțin. Mai puțin? Mai puțin. Pentru că ea era deja măritată cu Ștefan. Dar avea o relație destul de deschisă, să-i spun așa. Adică, citindu-i jurnalele, acum știam din ce citeam, realizam că aceste jurnale erau la rândul lor citite și de Ali Ștefănescu. Ele erau lăsate la liber în casă și în orice moment soțul putea să vină să citească. Exact. Și atunci cred că sunt foarte multe lucruri nespuse și pe care trebuia să le găsesc eu, să le intuiesc eu din ceea ce scria Nina. Și asta am simțit-o așa ca pe o muncă de detectiv mai mult decât orice altceva, pentru că mă interesa să citesc cumva și printre rânduri. Da, ei avea o relație cumva deschisă și chiar Ali Ștefănescu îi spunea Ninei, zburdă copila mea, ceea ce era foarte nefiresc pentru epocă, dar și pentru o căsnicie, nu? Pentru că o căsnicie știm că are cu totul și cu totul alt traseu. Dar revenind la întrebarea ta... Percepția asupra Ninei. Eu n-am privit-o ca pe o poetesă, ca pe o scriitoare, ci ca pe un om. Și am vrut să cunosc omul din spatele scriitorului și din spatele personalității publice. Pentru că era cumva o semi...
vedetă în perioada respectivă. Era vedetă. Era cunoscută, iubită, apreciată, bârfită. Era fermecătoare, într-adevăr. Cred că de aici n-am privit-o niciodată ca pe femeie urâtă. Mi s-a părut absolut superbă și carismatică și de o inteligență care pe mine mă copleșea urmărindu-i interviurile. Olimpia, da, vocea ți-ai schimbat-o? Ea avea, glumesc acum, ea avea un tip de dicție, un tip fel de... tăios de a argumenta și de a... Dar acest tip tăios exista în momentul în care era în public. Eu cred că Nina Casian din dormitor, din casă, din bucătărie, era cu totul și cu tot o altă persoană. Iar pe mine asta m-a interesat, să-i găsesc filonul ăsta al ei și felul ei de a fi acolo și nu în public. Pentru că în public, da, am văzut filmul Distanța între mine și mine. Documentarul Monenicu. Documentarul, da. Da, sigur, ea în public era o tipă foarte tăioasă și trebuia să fie așa. Era înconjurată doar de bărbați și trebuia să se ridice cumva la un anumit standard. Bun, și era standard. Și o femeie foarte, foarte deștept. Adică foarte deșteaptă. Adică sunt spectacole ale inteligenței, toate Și ce am admirat, vorbind de epocă și de perioada respectivă, este faptul că ea nu a renunțat la artă. Ea era o artistă desăvârșită. Era, în primul rând, compunea muzică. Și în perioada în care nu puteai să scrii și nu puteai să folosești metafore, asta o deranja pe ea foarte tare. Faptul că poezie fără metaforă, cum să scrii? Și atunci făcea muzică, scria muzică, scria povești pentru copii și și-a găsit cumva, picta, și-a găsit lumea asta, interiorul ăsta cumva, unde putea fi liberă cu adevărat. Și ea a trebuit să se reformuleze după debutul ăla foarte, la scara 1 pe 1. A trebuit să... și a mers în altă direcție. După care, știm cu toții că a scris poezie mult spre finalul vieții și când a început să fie liberă și-a lăsat muzica deoparte. Și Alex, cum se raporta la... Am încercat să, la un moment dat am încercat să mă, cum să zic, să mă îndepărtez de figura lui Preda, așa, într-adevăr, poate să fie o, cum să zic, o chestie copleșitoare. E chiar provocatoare pentru un actor. Mi s-a părut mult mai profitabil pentru mine să mă bazez pe ce a scris domnul Gulea, pentru că era suficient de mult material încât să reiasă tipul de om care este Niculae, într-adevăr inspirat din Marin Preda, și să reiasă toate aceste laturi. Că într-adevăr era un bărbat foarte elegant și care se comporta foarte, foarte atent cu femeile pe care le iubea și se dăruia total. Că avea momente în care pur și simplu era rău, total gratuit. Că avea un tip... Nu chiar total gratuit. Nu chiar total gratuit, mă rog. Veți vedea. Era cam dur. Da. Că avea momente în care când era, cum să zic, presat de cei din jurul lui să facă lucruri, să începea să vină, să devină tot mai al naibii și să vrea să fie lăsat în pace și să fugă la Sinaia și să se întoarcă la universul ăsta al lui. Adică mie mi s-a părut mai important așa să mă bazez pe chestia asta, pe scenariu și pe ce se naște între noi, actoricește și în lucru cu domnul Gulea, decât să plec la drum cu o imagine a lui Marin Preda. Nici nu există foarte multe filmări cu... Adică eu n-am găsit foarte multe filmări cu... Există într-adevăr material foarte mult scris, pe care am încercat să-l acopăr cât am putut și să extrag, dar... Mai sunt bucăți în arhivă cu el, vorbind despre literatură. Da, era... Nu era, era cam scump la vedere. Da. Nu era un Nina, bun vorbitor. Cărtărescu spune ceva, l-a văzut la lansarea celui mai iubit dintre pământeni, și avea aspect de contabil, zice, mai degrabă decât... ceea ce e adevărat, adică... Da, era n-avea nimic spectaculos, nu-i plăcea să vorbească, în public vorbesc. Era un om băgat în el, așa, deci nu puteai să faci un astfel de personaj pentru un film, doamnă, adică...
a trebuit să umblăm și noi la alte lucruri ca să dăm ceva care să bucure ochiul, să bucure sufletul. Facem film despre un scriitor atât de interesant, dar el nu se exprima așa. El a lăsat lucruri inexprimabile și a fost un tip inexprimabil. Și noi asta am căutat, să găsim acolo lucruri care să facă interesant și să-ți dai seama că din acest context s-a născut un roman. Romanul ăsta care a venit total pe neașteptate. Așa este. Doar că universul ăla era tatonat în întâlnirea din pământuri. Era adică tatonat, figurile, dar tipul de limbaj, de colocvialitate țărăneană. Era tatonat, dar el în perioada aia pe care o traversa avea pe masă niște opțiuni de te încrucești. Da, așa este. Da. Adică ce vrea să facă din Ilie Moromete, deci până la urmă tot o femeie a fost cea care a salvat romanul. Mai apar și al... Tudor, iartă-mă, filmul ăsta Moromeții 2 a fost un mare succes de public. Acum că s-au încheiat filmările, voiam să știu un pic și din ce a însemnat procesul ăsta. S-a filmat din nou la celebra casă, care nu e în Siniștea, cum știm deja, dar bun, a devenit marca universului moromețian. Da, cred că a fost o provocare să venim cu și să găsim niște spații apropiate de lumea, nu, de București al epocii, de cred că procentual filmul se întâmplă mai mult în urban, să spunem, față de rural, dar chiar și așa, dacă vorbim de zonele cumva aflate în proximitatea casei sau a satului moromețian, a fost foarte complicat să găsim spații unde să putem interveni și care să poată fi credibile, eu știu, pentru o primărie de țară din anii respectivi, o cârciumă și așa mai departe. E un challenge continuu pentru cei care au de făcut epocă. Noroc că se fac tot mai puține filme de epocă, să găsești din nou în parametrii unui buget care nu e strălucit, să găsești spații unde să poți filma cu intervenții minimale. Da. Dar mai sunt surprize, am mai avut parte și de surprize plăcute la filmul ăsta, după cum au fost și lucruri neplăcute. Avea domnul Gulea un plan, o secvență, sau erau scrise niște secvențe pe care urmau să se filmeze într-un autobuz. Ia autobuzul de unde nu-i. Nu mai găsești autobuz de epocă din anii 50. Am evocat toate variantele. La un moment dat a vrut domnul Gulea să-l mute într-un taximetru. Colegii dumnealui au spus: domnule, ce se plimbau ăștia cu taxiuri? Totuși se cam plimba și cu taxiuri, dar până la urmă am găsit un tren. Și sigur că oricum un astfel de film sper să-l terminăm la anul, dar intuiesc că va fi o perioadă lungă în care, odată montat filmul, se va duce pe mâna celor care se ocupă de efecte speciale la computer, de va avea nevoie de multe intervenții care pot fi minimale, de genul să ștergi pe computer un aer condiționat sau așa, până la intervenții de artistice, creative, de a recrea un fundal, un background, de a îmbogăți. Adică e pentru orice film de epocă, indiferent că îl faci cu un buget de 30-50 de milioane sau amărât ca la noi, prezența acestor specialiști în efecte vizuale e absolut esențială. Dar a fost extraordinar. Nu știu
pot să-mi imaginez că a fost foarte greu pentru ei, dar pentru mine și cred că pentru noi ca experiență a fost extraordinar. Da, a fost extraordinar. Adică faptul că au fost atât de multe locații și că de fiecare dată au fost atât de bine făcute, încât realmente fiecare ne ajutau. Adică da, de la costum, de la cum porți ceasul, inelul, cercei și așa mai departe, pălăria și așa, până la... Da. Când intram în casele alea unde era pământ pe jos, mă gândeam probabil că e ultimul film care sau ne aflăm pe ultima sută de metri, că în curând se vor face pe green screen și o să zic că fii atent, ai intrat într-o casă unde pe jos e pământ, aici mănânci, nu știu, niște slăninuță, iar în spate aici este o sobă foarte veche care are un foc care pâlpâie așa. Da, casele cu pământ pe jos erau și în București, nu numai în sat, nu? Nu știu unde sunt casele astea cu pământ. Da. Apar și în... Și în Ana Roșculeț, de pildă, casa în care stătea era cu pământ pe jos. Da, da, deși da, în Bucureștiul periferic și sărac erau astfel de case. Ce ciudat pentru... Deci suntem la o emisiune printre puținele, nu? Culturale. Ce ciudat este faptul că vorbim despre... Se vorbește despre cultură cum foarte frumos, dar nu se face. Când e vorba să se facă, te lasă, vorbesc de finanțare, te lasă la un buget ca un film pe care îl faci în bucătărie, ca minimalist, nu? Deci e o chestie, nu mă plâng, că acum l-am făcut. Mă plâng eu. A fost da. Cu mai multe surse de finanțare. Ce a ales postura asta, te descurci, ce să faci. Limbajul ăsta dublu, prefăcătoria asta pe care... de ce vorbim în spațiu? Da, cultură, sigur că trebuie să facem cât mai mult. Au fost 100 de ani de la nașterea mare, ce s-a făcut? S-au făcut niște discuții. Deci, ce se întâmplă cu societatea asta care e atât de cum să spun, dihotomică, atât de vorbește una și de fapt și frumos, dar e un dezinteres total. Adică, cum să faci un film de epocă, despre o epocă, nu s-au făcut multe, și să dai un buget de film de actualitate. Eu cred că în nicio țară din lume sau de un, nu se face așa ceva. Dacă am fi fost în Ungaria, vă garantez, oricât îl detestăm noi pe Orban Victor, dacă un astfel de proiect care fără nicio, cum să spun, nu gonflăm acum sau aducem termeni bombastici pe masă, dar e un proiect de importanță națională. Sunt convins că într-un tip de construcție cum citim că se întâmplă la Budapesta, da, și am văzut-o cu ochii mei, am trăit-o cu ochii mei acolo, nu s-ar fi discutat. E un proiect care ar fi fost susținut. Noi aici tot timpul găsim scuze. Așa e mecanismul de finanțare, nu s-a putut. Am vrea, sigur, da, dar la un moment dat lipsește un tip de decident, de viziune, de care să depășească grilele și sistemele de punctaj și tot ce vrei, să spui, domnule, e nevoie de un astfel de film, după cum... Adică, de aici discutăm. Nimeni nu are însă autoritatea, viziunea, anvergura în a spune, da, trebuie nu doar sprijinit, finanțat, ajutat să nu ajungi să te... cum am făcut noi la fiecare lucru, să te lipești, să te cârpești, să te gândești ce faci, cum să obții, nu, ce tot vorbeam în timpul filmărilor, cum să nu să-ți acoperi de fapt sărăcia, să nu arăți
faptul că nu aveai 100 de figuranți și din 100 aia să faci 500 pe computer și în fine. E o scenă de grup mare, manifestația în Moromeții 2, era făcută pe computer? Pe computer, da, 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 evident, da, evident. Numai Sergiu Nicolescu păi da, mai avea niște desfășurări. În așa fel încât filmarea care se făcea cu grupurile pe care după aia așa, se făcea în plină, deci se circula pe Calea Victoriei, deci mașinile no, tot și în timp ce noi filmam. Da. Și era tot contextul și tot ansamblu până într-acolo încât, de exemplu, după ce a apărut filmul, Cristian Tudor Popescu spunea despre bilele lui Oprescu, că ar fi în film. Deci, el trecuse pe acolo, vedea că noi filmăm în realitate și a rămas cu mentalul că bilele pe care le-a văzut el trecând pe acolo sunt și în film. Deci, cele ornamente stradale. Deci, asta e, și că e un astea sunt condițiile în care se face un film de epocă în România 2023. Acum, dacă stau să vorbe și interes ioc. Adevărul e că filmul ăsta o să fie adevărata sărbătorire a lui Marin Predea în 2024 și că eu cred că va interesa enorm din punctul de vedere al moromeților și al mitologiei pe care o suscită scriitorul am însuși. Am fi bucuroși să știți adică și eu cred că merită. Să se discute, să se vadă în licee, să se vorbească. Și nu putem să nu vorbim despre imaginea devenită marca acestui film, semnată de Vivi Dragan Vasile. Avem și un scurt interviu și aflăm mai multe despre cum s-a filmat Moromeții 3. Imaginea va fi tot alb-negru, adevărat. Da, va fi diferit. De fapt, și al doilea e deja diferit de Moromeții 1. Diferența esențială, într-un fel, dincolo de stil, să zicem, Moromeții 1, camera nu se mișca în general și așa mai departe, Moromeții 2, timpul începe și lucrează altfel și e mai mișcat, iar ăsta e cel mai mișcat, asta stilistic. Diferența esențială între 1 și 2 și 3 e că 1 era pe periculă, 2 e pe plastic, cum se cheamă, digital. Pentru că Moromeții 3 surprinde o perioadă tumultoasă, anii 50, înțeleg că dinamica asta și vizuală corespunde acestor mișcări ale epocii, ale eroului. Păi, în primul rând, scenariul este în cu totul altă dimensiune, apropo de dinamică, de lungimea secvențelor și de numărul secvențelor. Va fi un film mult mai tăiat, să zicem, cu mult mai multe secvențe, față de primul și în care se întâmpla tot în jurul unei familii, de câteva personaje, aici apar multe, foarte multe personaje și inevitabil și multe situații și multe spații. Deci va fi mult mai inevitabil din scenariu și din filmare, evident, mai dinamic, să zicem. În plus, încercarea la filmul ăsta, al treilea, e de a apropia, să-i zicem, ficțiunea de documentar sau invers. Adică, fiind vorba de fapt de povestea, sigur, romanțată a lui Marin Preda, trăsătură de unire cu Nicolae Moromete, e vorba de o epocă istorie, de anii 50, de obsedantul deceniu și de toată mișcarea în jurul, să zicem, lumii culturale de atunci, în special a scriitorimii. De aceea sunt patru momente în film în care apar pur și simplu materiale documentare din epocă, cu anumită trimitere la momente din epocă, care vor fi legate, într-un mod, sperăm noi, dibac și inteligent, de ficțiune. Materiale documentare în sensul că sunt materiale de arhivă care intră în montaj? Adevărate, în care apar și scriitori și oameni de cultură, pe de-o parte, sau dezvelirea unei statui a lui Lenin și așa mai departe. E, noi vom filma în așa fel, sau un meeting de 7 noiembrie.
în care vom introduce personajele noastre la început în aceste materiale de arhivă, iar unele cadre vor fi stricate conform materialului vechi de arhivă. Și se va intra din document în ficțiune pe nesimțite, în 4 locuri din film, sugerând astfel și o anumită trăsătură a filmului, că el are o anumită amprentă de autentic. E vorba totuși de povestea lui Preda, din jurnalele lui și așa mai departe, sigur cu o doză de ficțiune. Da, provocator, ce să zic, stilistic vorbind, translarea asta sau cum este din aceste momente de arhivă? Da, e o modalitate. Documentul de epocă are farmecul lui și are autenticitatea lui. Deci, până la urmă, cât de bine ai reconstitui, e greu să ajungi la ceea ce a prins pe viu într-un moment aparatul de filmat. Și a fost ideea de a face așa ceva, de a interveni cu astfel de momente. Din arhiva de filme, din arhiva TV? Din arhiva națională de da, film de la, am găsit da. Și sunt câteva da, documente. Am căutat anumite materiale de epocă legate de întâmplarea din scenariu. Da. E o premiere, nu? O ceremonie. Da, în care la Palatul chiar Regal, a și fost Marin Preda Marin premiat Preda pentru, mai, pentru desfășurarea. Mai văzut-o pe Clodi Di Bertola, acolo, alți oameni de cultură. Da. Lucia Struza Bulandra și alte personalități. Unul la unul cu ce-i vedea azi la Palatul Cotroceni, adică doar actorii erau diferiți. Da. Deci oameni de cultură din epocă și în care Felix plantează actorii noștri vor fi insertați în astfel de... Practic am jucat cu doamna Bulandra aici. Am da. Păi da, e totuși... Și-mi dat mâna cu Dej, da. Până la urmă, timpul vă integrează. Da. Mi-amintesc în Moromeții 2 imaginea lui Vivi Dragan Vasile, care avea o latură poetică, era o natură frisonantă, acolo zgomotele și sonor, era un univers extraordinar. Acum înțeleg că totul va fi mai dinamic, nu? Se joacă pe ce carte? Da. Poezia naturii pentru acest tânăr Preda, care, nu știu, se mișcă prin mai multe medii, nu o să mai găsim. Da, ar fi bine să fie și mai dinamic, ar fi bine să fie și mai poetic. Nu o să fie numai de un fel. O să fie de mai multe feluri. Filmul e un film complicat și complex. E mult. E multă lume, multe întâmplări. Problema mea acum este dacă nu e prea mult. Montajul va... Am început să mă gândesc la lucrul ăsta. Cât pot să las și la ce... Bun, tai în montaj, dar problema este să nu tai legăturile povești, la ce renunți, la ce... mai e timp, te gândești odată, te răzgândești, așa se întâmplă. Să zicem că va fi în cinematografe în toamna anului viitor? Sper să-l putem termina până la anul, să plătim și datoriile și găurile din urmă. În mod normal, primăvara viitoare, toamna viitoare... va fi gata. Important e însă să aibă, cred că fiecare film are un tempo al lui și montajul, până la urmă, cred, e esențial, pentru că sunt faze, văzut-o și pe pielea mea, faze diferite în care
încerci, exact cum explica domnul Gulea, să legi niște povești, ai momente de nesiguranță, revii, te întorci, mai scoți. Important e să ajungi la o formulă finală de care să fii mulțumit, după care, sigur, e partea de sunet, de colorizare, e un proces care durează. Horatiu Mălăele e în continuare Ilie Moromete. În câte secvențe? Nu, cum, multe, cum apare dar, el în scenariu? Nu, multe, dar esențiale. Și ăsta va fi afișul? Nu știm. El, e un afiș de lucru. Până la urmă, vorbesc simbolic, metaforic, în jurul lui se învârte povestea. El e ăla care a născut romanul, personajul, vorbim de fapt de la care a plecat totul. Și cel puțin așa l-am gândit. Finalul îi aparține. Adică... Eu cred că apare fix când trebuie în viața lui Niculae, de fiecare dată. Da. Serios. Adică, nu știu, e fain că vorbeam asta cu domnul Gulea, că indiferent cât de matur ajungi să fii și, știu eu, iei premii și ești un artist recunoscut, totuși îți dorești întotdeauna odată confirmarea părintelui. Și Ilie Moromete are acele întrebări, uneori nespuse, pur și simplu, de cum se uită și apasă pe butoanele pe care știe că trebuie să apese momentele esențiale pentru Niculae, cât să își dea seama că trebuie să facă un pas în spate și să îl readucă un pic pe axa asta a conștiinței și să-și readucă aminte de ce a plecat de acolo din sat, de ce a vrut să devină scriitor, dacă el mereu la o intersecție. Poți să alegi calea asta sau poți să alegi calea asta? Și Niculae Ilie Moromete e acolo și zice: cum faci? Știu eu, cum zice, tată, pe ce cale să o iau? Și nu-i dă niciodată răspuns. Ilie Moromete, zice... da, e foarte bun la pus întrebări. Esențiale. Da, el are un fel de două. Păi știu eu, deci povestește Marin Preda o chestie foarte nostimă. Era prin anii 50 când era povestea aia cu cele două corei. Și taicăsul l-a întrebat: băi, voi de ce țineți voi cu ăștia, zice, de nord? Voi, adică lagărul. Și Marin Preda a încercat să explice, uite, așa și așa și așa, și i-a povestit de ce opțiunea asta. Și la sfârșit zice: acum ai înțeles? Deci, păi știu eu, a fost răspunsul lui Moromete. Deci era tipul de personaj care nu, te lăsa să îndrugi verzi și uscate, să crezi că l-ai lămurit și de fapt el rămânea tot cu judecă. El avea judecata lui, dar vrea să vadă ce e și în capul tău. Cam asta era. Atitudinea lui era a scepticului reflexiv. Nu e un tip care pune totul sub semnul întrebării. Chiar și lucrurile care par de la sine înțelese. El atât îi spune lui Niculae cu colectivizarea: mă, ce faceți voi nu e bine. De aici pleacă, de fapt... Nu se poate, cum zice el, iar dacă se poate, iese rău. Deci, de aici pleacă și când ce trântește așa, bă, ce vreți voi să faceți, nu e bine. Păi că o să fie bine, am auzit și eu că o să fie. Dar deocamdată nu e. Deci, clar că nu asta e. Este personajul și este într-adevăr... cred un personaj care nu întâmplător a rămas, a devenit paradigmatic într-un fel pentru, și mă bucur tare mult că am avut această șansă să pot să fac film despre această lume și acest personaj.
În scenariu apare și Ilie Barbu. Ilie Barbu, care e eroul novelei Desfășurarea și care era chiar un sătean. Sătean. Și sunt și foarte simpatice după aceea amintirile lui Preda, cred că în Drum fără întoarcere sau... Bun, amintirile lui Preda, care povestește ce s-a întâmplat după ce a avut atâta succes cu Desfășurarea și după ce s-a ecranizat filmul și presa a venit, l-a întrebat pe Ilie Barbu ce părere are, îl cunoașteți pe domnul? Probabil că știți anecdota. Da, cum să nu? Păi este în film personajul. Și secvența la care probabil că vă referiți acum, când vine să le întrebe... Personajul... O să-l vedeți. Dacă o să vedeți filmul, o să-l vedeți. Imposibilă întoarcere. Povestește asta. Îl cunoașteți și omul nu știe. E de bine, e de rău. Mm-hmm. Și cum era replica? De încolo pe Preda, trăiască comunismul. Naibii pe Preda asta. Un pârlit. Trăiască Partidul Comunist. Comunismul. Și, da, păi asta era lumea. Asta e... E în film, să știți. Pentru ca omul apoi să-și pune și alte probleme financiare, poate trebuia să împartă drepturile de autor. Să fie și el la masă acolo, la masa împărțirii. Deci acest Ilie Barbu vine și îl chestionează. De ce mi-ai luat numele și l-ai pus în film? Și toată lumea încearcă să explice că nu e el. Că, păi dar cum nu e el? Că toată lumea strigă Ilie Barbu în sus, Ilie Barbu în jos. Da, mă, dar nu ești tu, e ăla din film. Și adevărul e că nici nu rezonează, am zice, după anecdota asta și dacă știm personajul din carte, care e un tip candid, nu, Oana, dacă îți mai amintești? El e omul ăla un pic naiv, care vrea să se ducă foarte sărac, care muncește, bun, e eroul ăla bun, pozitiv al realismului socialist, dar are și un cote dintre ăsta de candoare, mai, care... face mai uman. Marin Preda spune în Imposibila întoarcere, spune geneza povestirii ăsteia. De fapt, el ce a vrut să scrie, el a vrut să scrie exact despre momentul în care omul ăla, țăranul ăla, își pune semnătura acolo că dă pământul. După care rămâne cu tocul suspendat câteva secunde și el alții, scoală bă de acolo ce ai prins rădăcini. Îi spune un chiabur lui eroului nostru. Se ridică de pe scaun, trece printre cei care erau acolo și o ia pe lângă, nu mergea pe drum, mergea pe lângă garduri. El a vrut să arate de fapt Preda că în momentul ăla omul ăla a realizat că el nu mai e nimeni. El era ceva atât timp cât avea pământul ăla și era... Eu am altă cheie de interpretare, domnule Gulea. Că el, de fapt, e umilit acolo, cum fusese toată viața lui anterioară, lucrase cu ziua la diversi bogătani și chiar și în clipa în care semnează și el crede că face un lucru extraordinar și stă să fie văzut de adunarea satului, e din nou umilit de cine? Tot de chiaburii care... Bun, în novela lui Preda, erau bine înfipți în conducerea acestei noi forme colective de muncă. Și, de fapt, acolo e o întreagă luptă de putere și, cum ziceați, de clasă. De caractere, luptă, de da, o luptă umană. Un război continuu. Și novela asta a avut parte de o receptare cumva ambivalentă. Unii critici au simțit că este tocmai un tribut plătit de Preda regimului, pe când alți critici au notat latura ei subversivă cumva, adică nu prea iese să scrie o novelă tipică despre colectivizare. Nu putem considera o novelă tipică. Asta era Preda. Da, nu este. Deci a avut parte de, ca și Ana Roșculeț, de interpretări. Așa era el. Dădea cezarului ce tu să-i dai. Știa că trebuie să-i dai, că n-ai încotro. Cumva Ilie Barbu ăsta chiar inițiază drumul suciților, personajul suciților. De asta mulți sau destui
și după 90. Așa este, i-au reproșat exact desfășurarea. Chiar am fost interpelat de, la un moment dat pe stradă de un scriitor, nu știu, ce, dom'le, tot cu preda asta care a fost... Deci, mulți îi purtau sâmbetele, să pentru știți. Pentru că el a ajuns într-o poziție foarte influentă, exact. Nu? Și ca director la Cartea Românească, și ca vicepreședintele al scriitorilor. Și mie mi se pare că după 90 a fost un tip de recul, pentru ca mai nou să fie din nou... Da, că s-au așternut lucrurile, da. a rămas ce trebuie, cât trebuie, din ce e valoros. Da, a fost deci, chiar un fel de țapiscășitor. Da, așa se întâmplă. Deci, perioade de recul, cum spuneți, într-un context, în asta, și după un timp, dom'le, ăsta este ce valabil, ce e valoros, rămâne, ce nu se duce pe apa sâmbetei. Apropo de mitologia creată în jurul lui Preda, și pentru că vorbea și Alex mai devreme despre dilemele artistului, la un moment dat Nicolae Emanuescu vorbea despre gândirea etică a lui Preda, care nu are mult moralism în proza lui. Bun, lui și plăceau mai ales alea de început, comportamentiste, dure, tăioase, nu explicăm, nu e absolut, nimic... Absolut, mare literatură. Cu teză, cu mesaj. Apropo de faptul că singura probabil etică a lui a fost cea artistică, mi se pare că și-a negociat libertatea artistică, această luptă de uzură, da, nu, cu cenzura pe care au avut-o mulți în epocă. El era atent la chestiunea asta etică a scriitorului. De aceea adică are destule articole în care vorbește de de treaba asta. Da. Deci îl interesa partea etică. Și chiar are o parte moralist foarte, foarte serioasă în romane. Și la un moment dat, cred că în Viața ca o pradă, vorbește indirect de o discuție cu Paul Georgescu despre un obsedat al scrisului, e vorba de Petru Dumitriu, care el într-adevăr colaborase mult mai serios decât Preda. Și Marin Preda contestă ideea asta a compromiterii scriitorului și a bordării oricărei teme care să fie pe linie. Deci el e cumva destul de reținut în... Deci e foarte clar că el se dezice de modelul Dumitriu, și care era chiar un scriitor, da, un mult scriitor mai aliniat decât... Valoros, da, ca scriitor absolut, foarte valoros. Absolut, absolut. Unul dintre cei mai buni romancieri. Alt raport vis-a-vis de arta lui și viața lui. Da. Și a dezvoltat un sistem... Nu mai știu, țin minte dacă mai este domnul Gulea sau am citit undeva, ca să treacă de cenzură, își băga anumite chestii pe care la care nu voia să renunțe, și ca să-i rămână alea, băga două, trei de-alea grave. Da. Și veneau oamenii și ziceau, domnule, nu putem să păstrăm așa ceva. Așa e. Zis, e o strategie a la Moromete. Dar după aceea nu mai puteai să negociezi cu el. A zis, domnule, mi-a scos aia, ia și scriu tu. Și mi se pare, un semn de inteligență foarte... Adică să trebuiască să recurgi la, să dezvolți un astfel de sistem ca să reușești să scrii, totuși, adică eu sper cumva că filmul, apropo de, cum să zic, de cancel culture, și că e ușor, foarte ușor să, cum să zic, să judești ceva ce nu știi pe de-a întregul, sper că măcar atât să facă filmul cumva, să dea oportunitatea și curiozitatea oamenilor care n-au trăit, generația mea, generație mai mică, sau poate și generațiile părinților care tot așa n-au trăit și doar știu vag, să le deschidă apetitul, să vadă, să se apuce să citească despre vremurile alea, că mi se pare că e mai greu un pic să judeci dacă nu ai fost acolo și nu ai trăit vremurile alea. Și mă gândesc că sunt secțiuni și secțiuni de public, Tudor, care așteaptă filmul ăsta. Alex se gândea la tineri. Eu mă gândesc și la oamenii pentru care Preda înseamnă ceva, pentru care Moromeții
cartea pe care, bun, care au citit-o între 12, se face la școală, nu mai știu dacă se dă și la BAC, cred că nu, între timp. Dar să nu facă greșeala să meargă cu Moromeții 3 la BAC. Da, există chestia asta. Da, se apuce să povestească filmul. Cu Moromeții ăia pe care îi știu ei, o să caute și alte lucruri despre Preda, care a scris și variat și foarte mult. Acum, noi am avut și surpriza asta după Moromeții 2, de a ne confrunta cu un număr foarte mare de spectatori pe care noi doi cel puțin nu-l așteptam. Adică eram convinși că filmul va exista o curiozitate, o emulație în jurul continuării primei părți, dar realitatea ne-a depășit așteptările și am văzut oameni, exact cum spui, din zone foarte diferite. Fani Moromeții, ai cărții, fani ai primului film. A lui Rebenjuc și voiau să-l vadă pe Mălăiele. Oameni în vârstă care nu mai ieșiseră la film. Aduși părinți sau bunici, aduși de copii la multiplex să vadă filmul. Ori sigur, acum vorbim probabil și de iubitorii lui Preda, cei care știu biografia, care vor veni la, sper să vină să vadă filmul ăsta, și văzând un pic din cei care au după ce ne ghidăm acum după rețele sociale, după Facebook, după cei care comentează și sunt curioși să vadă, eu sunt convins că oamenii ăștia vor veni în continuare, măcar stârniți așa de curiozitatea asta pe care, dumne, ce-a mai scos gulea din povestea asta? Ce-a mai putut să și mai... Ce se mai poate spune? Au fost și oameni așa care mi-au spus după Moromeții 2, mă rog, a apărut ideea că ar fi și o continuare așa. Hai, bă, nu te mai saturi. Da. Și vor fi, Olivia, și mai multe scene de dragoste? Vor fi și mai multe scene de dragoste? Mai multe decât în ceilalți Moromeți. Cât trebuie. Cât trebuie. În Moromeții, acum se dă rama pe față, în fine. Cât trebuie. În Moromeții 2 aveam o scenă inocentă. Mizilic. Mizilic. Super. Așa vom face promovarea. Super. Da, și eu m-am gândit. E o idee. Vă mulțumesc mult. Eu deja sunt foarte, foarte curioasă. Cred că s-a și văzut din discuția asta. Mă pasionează. Și noi suntem, și Preda, și filmul, și lumea literară a momentului. Nu, Nina Casian, Aurora Cornu, Miron Radu Paraschivescu, cine mai era... Da, mulțumesc lui Tudor că a avut... curajul să meargă, să ne dea această plăcere de a-l face. Da, plăcerea a fost reciprocă. Și e important să avem filmul ăsta. Eu, în orice caz, am simțit plăcere și ei am impresia că au simțit, așa că poate ajunge și la spectatori plăcerea asta. Vă mulțumesc mult. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Numai bine.